Incident violent în plină stradă la Rădăuți și un bărbat a ajuns la spital în urma unei altercații care s-a finalizat cu împușcături. Scenele au fost surprinse de camerele de luat vederi din zonă. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Din imagini se vede cum un bărbat vine cu pistolul în mână și trage spre victima aflată la volan. Șoferul se ia la trânt apoi cu agresorul, iar lupta se dă minute în șir. Atacatorul insistă cu pistolul și a folosit numai puțin de 11 bile. Un martor aflat în trecere prin parcarea din orașul Rădăuți a apelat la 112, iar victima a fost preluată în cele din urmă de un echipaj smurd. Cei doi se cunoșteau, iar altercația a început după ce victima a încasat bani pentru o lucrare pe care nu a mai finalizat-o. Grav este că atacatorul, deși a mai rănit și alte persoane, acum se plimbă liber, și mai mult a fost lăsat să părăsească țara după ce procurorul de caz a formulat prea târziu o cerere de prelungire a arestului.